la primăria comunală Cordoș. Sunt căsătorit, am un băiețel de 19 ani jumate. Să vă mulțumesc pentru susținerea Partidului EU. Mă numesc Sălâsul Gabriel, candidat la primăria Marlavit. Sunt antreprenor de peste 15 ani, atât în țară cât și în străinătate. Am o fetiță de 15 ani, care mă ocupă tot timpul. Candidat la primăria Marlavit, fiindcă așa nu se mai poate. Este o problemă foarte gravă în localitate, atât din punct de vedere al infrastructurii, al gunoiului care încet încet ne invadează. Și nu în ultimul rând, voi lupta pentru reprospătarea comunei, pentru readucerea acasă a copiilor satului, adică în mare parte a diasporii. Și asta numai creând locuri de muncă, aducerea de investitori în zonă. Voi lupta pentru asta din suflet. Vă mulțumesc pentru susținere. Bună ziua, mă numesc Puță Florin Aurel, am 33 de ani, sunt căsătorit, tatăl unei fetițe de 3 anișori și sunt astăzi în fața dumneavoastră ca și candidat la primăria Comunei Galicia Mare, județul Dolj. Sunt antreprenor în domeniul transporturilor și al construcțiilor din anul 2017, atunci am revenit din străinătate și îmi doresc ca toate cunoștințele dobândite de-a lungul anilor în ceea ce privește administrația să mi le pun în serviciul comunității în care trăiesc spre o mai bună dezvoltare și spre a oferi un trai mai bun copiilor noștri și nepoților noștri. Vă mulțumesc mult și țin să mulțumesc Partidului AUR și domnului deputat pentru încrederea oferită și pentru susținerea de care am parte. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Bojan Giulia Mergia, am 47 de ani, am terminat facultatea de drept, specializarea în științe juridice. Momentan sunt administrator la firma proprie, sunt căsătorită, am o fată de 24 de ani. M-am înscris în Partidul AUR pentru că este un partid tânăr, puternic, luptă pentru drepturile și libertățile cetățenilor. Candidez pentru funcția de primar al Comunei Țuglui, deoarece îmi doresc o schimbare, atât eu cât și locuitorii acestei comune. Vrem să ne fie mai bine, oamenii își doresc schimbarea, dar sunt foarte temători. Eu nu sunt temătoare, eu sunt o luptătoare și voi lupta pentru binele oamenilor. Asta este și scopul meu, să facem bine, pentru că partidul asta își dorește. Nu suntem ca celelalte partide, suntem un partid sincer și onest care luptă pentru români. Mulțumesc partidului și domnului deputat Tinco Dumnezeu pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și sper să nu-mi dezamăgesc și nici pe dumneavoastră. Eu mă numesc Marcu Marin, am 58 de ani, sunt căsătorit, 5 copii, sunt președinte la o societate cooperativă, candidez la primăria Comunei Tervuiza. Am scopul de a schimba multe din ceea ce există în comună, pentru că nu s-a făcut nimic decât s-au mâncat niște bani, în schimb suntem la pământ cu tot ce există în comună. Mulțumesc conducerii AUR pentru încrederea acordată și Dumnezeu să ne ajute. Am 42 de ani, căsătorit, am 2 copii, unul de 7 ani, unul de 14 ani, candidez la primăria Mașeșul de Sus, din partea Partidului AUR. E o comună mică, dar care în ultimii 20 de ani a fost condusă de un singur partid. Eu voi încerca, dacă voi ajunge primar, să schimb ceva în această comună. Și mulțumesc domnului deputat Ingo Delmoreanu că m-a ajutat în această problemă. Mult succes! Bună ziua, mă numesc Helen Cudan, am 43 de ani, căsătorit, 2 copii, iar pe data de 9 iunie 2024 voi candida la funcția de primar al Comunei Seaca de Câmp. Doamne ajută! De la Caropor, Magrăbi, Galicia Mare, Țuglui, Seaca de Câmp, Tepezița, Măceșu de Sus. Nu
sunt prezenți în sală, îi veți cunoaște data viitoare, dar vă informăm că și la Daneț îl vom avea ca și candidat pe domnul Alexandru Boboc. La Călărași, doamna Cristina Vancea este profesor. La Lipovu, domnul Sebastian Slotea este un activist sindical din Italia. Ne-a cerut voie să meargă în aceste zile și acolo pentru a-și rezolva unele probleme, să poată reveni în țară, să ocupe plenar până la capăt de campanie. Și la Verbița, viceprimarul comunei, domnul Gabriel Calotă. Pentru că astăzi îl avem între noi